Eu, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit de data aceasta cu primul episod din noua mea serie la StarCraft, fraților, varianta remasterizată, pentru că cea originală arată cam nașpa, dar am cumpărat joculețul ăsta, mi-am promis în fiecare lună să cumpăr câte un joc și am realizat că încă nu am pe canal StarCraft. Bombă de joc. Ok, să vedem ce zice. Obiectivele sunt simple. 3 supply depots, o rafinărie și să colectez gaz din asta. Nu, nu vreau să mă joc tutorialul, bineînțeles. O să jucăm misiunea asta și următoarea. Așa. Asta că-i trimit aici. Camera e un pic ciudat. Oh, pot să folosesc săgețile. Asta e bine. Oh, păi e bine. Da, dar nu vreau. E ok. Adu-l acolo. Da, dar nu vreau, nu vreau melodii. Fără melodii, că e nasol. Nu-mi place. Nu-mi place cu melodii. E un copyright. Ce face asta? A ieșit? A, lucrează. Păi și celălalt? What the hell? A, ok. Am înțeles. Poate că e maximul. Cine știe? Bravo. Not enough minerals. Bă, păi și unde e mă ăla? Mă ligă ăla. Unde n-ai băi? Că nu-mi dau seama. Mă jur. Da. A, uite mă. Hai că putem să facem. Adun niște cristale. Da, asta o să fac. Hai să explorăm puțin harta să vedem cum arată. Remasterizare. Arată cool sau nu prea? Oh. Bă, efectele sunt mișto. Bob guns. Ok. Trebuie să dai click pe ele ca să ataci? Bă, ești nebun? Sau să apeși A. Ui mei, cum e mai ușor? Să dai click, cred. Cred că e mai simplu, așa. Ăștia trebuie să-și vadă de treabă. Mamei, 50. E scump, bradere. E foarte scump. Și suntem sub atac. În continuu. Deci mai avem un supply depot din ăla de construit. Care cred că... Ia stai așa. Cât costă? Supply depot tot 100. Hmm. 50 și manpower. Păi hai să mai adune unul. Că merge. Și încă unul după aia. Trebuie 3. Mamă, păi de asta e ceva. Să ne familiarizăm puțin cu jocul, da, este tot strategie, cum îmi place mie. Getter. Sau poți să dai cu G, e mai ușor așa. Nu contează. Dacă adun 4 de ăștia e bine. Să mi-i construiască măcar. Că nu știu dacă mă lasă. Colectați sclavii mei, colectați. Du-te acolo, așa. Hai cu cristalele, gata, ăsta e ultimul. Scopul ăstuia este probabil să construiască rafineria. Prima dată. Cam asta e ideea. Așa. Bun.
Sau, știi ceva, nu? Du-te acolo ca să meargă mai repede treaba. Cum arată ăștia? Lul. Aoleu, și-a băgat mâna în nas. Ce dracu e animația asta? Lol. Mega cringe. 98. Haide, haide. Bun. Rafinerie, adică fix aici. Du-te acolo să construiești. Meanwhile, eu o să mai îmi spawnez încă o drăcie de asta. Seamănă mult cu o altă serie pe canal pe care am jucat-o noi, Warcraft. Și ăsta are poveste, doar că în ăsta e și un pic mai vechi, dar îl jucăm varianta remaster. Deci suntem bombă. Pentru că varianta remaster e foarte mișto și poți să dai și zoom și arată bine. Înainte arăta groaznic. Ok, trebuie să colectăm gaz. Păi și vrem asta? Nu cred că vrem asta. Ia, construiește un supply depot. Du-te acolo repede. Lasă adunatul de minerale. Hai să-i trimit pe ăștia la plimbare și să văd mai aproape cum se vede. Nu știu termenul de comparație, dar vă zic sigur că arată mai bine. Gen, texturile sunt bune. Sunt ce trebuie, arată mediul înconjurător mai bine. Și efectele. Nu știu la cutscene-uri sau ceva cum a umblat, dar asta e unul din plăcerile mele. Unul din visurile mele să fac chestia asta, să mă joc StarCraft, dar remasterizat. Că nu cred că îl găsiți piratat pe net. Deci, na. Merită cumpărat. Plus că l-am găsit la ofertă, gen, era vreo $6. Și na, sunt fan seria StarCraft. Gen single player, că multiplayer n-am eu talent pe RTS. Clar n-am talent. Bine, nici că m-am jucat vreodată, dar m-am gândit așa că n-am talent din prima. Gata. Marsara. Ok. Victorie! Ia uite ce bine să arată trupele noastre. Unități și toate celelalte. Ok. Nu trebuie să urmăresc niciun reply. Wasteland, ia. Ce ne zice? Ne face introducere. Good evening, magistrate. I'll fill you in on what's been happening. Confederate traffic has increased substantially within the system due to the recent colony. The Confederates have tightened security on all outlying systems. Aoleu. And it's likely that this colony will be locked down as well. Replaying transmission, ce zice? Obiectivele să-l găsesc pe Reiner, să construiesc barăci și să antrenez 10 pușcăriași de ăștia. Marines. Marinari spațiali. Carantină, oh shit. Nasol, vă sună cunoscut? Cuvântul ăsta, ca pe vremuri. Cred că le era mult mai ușor să fac așa ca ținul. Transmission ended. I have contacted the local marshal James Rayner. Rayner has agreed to meet your personnel en route. O vreme aia când nu mișcau buzele cum trebuie. Ok. End of briefing. Hai. Let's go. Ok, domnule Axum. Am aici 4 de ăștia. Da, dar nu-i nimic aici. Bă, vezi că arată foarte bine. Arată super. Față de cum era. Era în match, dar credeți-mă. Pentru mine arată super. Ce dubios arată asta. Să înțeleg că e Jim Rayner.
Acel Jim Raynor e șeriful. Oh, poți să-l controlezi și pe el. Bă, cine a omorât? Ne-a omorât ceva? Oh, cred că ne-a distrus unde l-a dat construit. Ba nu. Oh yeah, buia. Bun venit în bază. Oh, a făcut două kill-uri, e badass deja. Este... Hai. Da, cules căpșun cu voi. Oh, shit. Haideți aici, am patru dăștia marșilați. Jim, te descurci să faci niște kill-uri sau sal? Oh, oh yeah. Nice. De ce dracu ești în navă? Nu înțeleg. Mamă, ce e ăla, mă, dilozaurul ăla? Mâncați aici sufletul. Ok, stai așa puțin, lasă asta. Supply depot și ce mai e acolo? Gaze naturale nu ai? Să mă duc? Cred că mi-e frică. Hai, n-am găsit nici... N-am găsit nimic? Aoleu. Lasă-ne, că ia-s răi. Ia-s răi, răuți. Build barracks, ok. Hai. Bagă-te pe construit. Și să mă simt eu în siguranță, vin să atac și monstrurile ți ăștia aici. Care surprinzător n-au venit după noi. Ciudat. Hai mă. Las de la distanță. Bom. Shakalaka. Uite, mai sunt. Hai că n-au murit chiar. Toți, dar nici mult nu mai aveau. Aia zic, mă, copii, aia zic. Hai, construiește o baracă. Pana mea, normal că seamănă cu Warcraft dacă e făcut de Blizzard. Pui mei, zic și eu, ca idee. Hai, dar ce greu te descurci să construiești, mamă. Ia, se întâmplă ceva. Atunci din 10. A, ia-i pe ea deja. Ok. Păi vino aici atunci. Sau, știi ceva? Ia mai fă un supply depot ăsta. Case pentru soldați, practic. Ia. Uite, aici nu am fost și sunt curios ce-o fi. Ai tras după ceva? Oh, ia stai un pic. Ce-o fi asta? E un bunker. Bă, ești nebun? Care-i faza? Ai și tu aici. Ne facem o micuță armată. Dar n-are și el flag, este așa. Cu R. De ce cu R, frate? Mă rog. Nu dau cu hate. Prea mult. 50, hai că mai merge. R. Ia, dacă îl pun aici... Hai să vedem dacă îl duce acolo. Da. Da, îl duce acolo. Bun, atunci... Mă obișnuiesc cu asta așa. E cu spatele, să înțeleg. Ia stai să văd fața. A, are mască, nu-l vezi. Interesant. Ar fi mișto să existe un mod
sau mă rog, poate există o setare, e să transforme instant jocul în cel din 98, ca să știți exact diferența, dar nu cred că merge. Hai, vină cu mai trebuie unul. Și lai, este fix aici. Așa, și cu ăștia 11 cât suntem noi, o mână de soldați, ce trebuie să facem? Și da, resursele sunt finite, în caz că nu v-ați dat seama. Aici. Gata. Victorie, victorie. Nice. Garmbrood. Tot 6 minute a durat. Ok, hai să facem introducerea de la următoarea misiune și gata. Ia, ce zic băieți? What's up, Doc? Aolo, ne atacă. Tarsonis. Stand by. We've already received the distress beacon from Backwater, and we'll take care of it. You just sit tight. You'll be notified if there's anything we think you need. Dar vreau să ajut. Listen. If we wait for Confederate reinforcements, that station's dust. I'll head out there now and do what I can. You send in some militia and we'll save those folks. Trust me. Easy. Dacă zici tu, am încredere. Bun. E, acum vine ceva mai forță. Și meniu se... Oh, avem și save. Păi e bine. Bun, mai cum asta a fost cu episodul Kilot din seria asta nouă. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.